Bună! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi v-am pregătit un videoclip foarte cerut și anume rutina mea de machiaj. Voi încerca să mă machiez, cu toate că nu am mai făcut-o de mult timp. Mă refer la un machiaj full face, ceea ce eu purtam înainte zilnic, când mergeam la facultate, când făceam orice fel de activități în afară de stat în casă. Sper să vă placă și să vă arătați susținerea printr-un like, comment și subscribe dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu. Să începem! Am aici o oglindă în care mă voi uita pe tot parcursul videoclipului. Sper să nu vă deranjeze acest fapt. Vom începe cu o cremă hidratantă. Acesta este primul pas mereu. Aplicăm crema atât pe față cât și pe gât. Iar după ce lăsăm crema să acționeze un pic, să intre în piele, vom aplica fondul de ten. Fondul de ten pe care îl folosesc eu de o bună perioadă de timp este acesta, de la Maybelline Fit Me, nuanța 110. Mi se pare un fond de ten destul de bun și la un preț accesibil. Mie îmi place formula acestuia. Varianta mea este varianta pentru ten gras, fondul de ten având un efect mat. Le aplic mai întâi aici pe mână. Acum voi lua o pensulă pentru fond de ten și voi începe să îl aplic pe față. Nu am neapărat o regulă de unde pornesc și unde termin. Îl aplic exact așa cum îmi vine. După cum ați observat și voi, tenul meu nu este chiar într-o perioadă favorabilă, așa că voi avea nevoie de ceva acoperire. Așa arată primul strat, vedeți și voi că este foarte light rezultatul. Și pentru asta voi mai adăuga și al doilea strat, pe care îl voi duce și pe gât. Am adăugat și al doilea strat de fond de ten. Încă mai simt nevoia de puțină acoperire pe aceste bubițe, dar le voi rezolva din concealer. Îl voi folosi pe acesta de la Catrice Camouflage Cream. Iar pentru zona ochilor voi folosi alt concealer, acesta de la Boys & Berries, care se numește Be My Cover Cream Concealer. Îl voi adăuga cu o pensulă destul de mică în zona de sub ochi, pentru a estompa cearcănele. Am luat o pensulă de genul acesta și voi începe să îl aplic. Totodată îl pun și pe pleoapă pentru a crea un fel de bază pentru machiaj. Acest concealer nu are acoperire atât de mare ca cel de la Catrice și este și o nuanță mai deschisă decât acela, însă pentru acest moment consider că este bun pentru că nu am cearcănele atât de pronunțate. Voi duce concealerul și în zona aceasta de arcadă, iar acum voi trece să estompez totul cu un burețel. Iar mie îmi place să îl umezesc înainte cu puțin spray de fixare. Voi pune câteva pufuri. Iar acum voi fixa totul cu o pudră. Pudra mea este aceasta, nu se mai vede scrisul pe ea, dar vă spun eu, la Rimmel London, pudra aceea Stay Matte și este nuanța 01 transparentă. O voi aplica sub ochi cu această pensulă. Și pentru față voi folosi tot aceeași pensulă. După ce am fixat machiajul, voi folosi o pudră pentru contur din această paletuță de la Miss Porty.
Iar conturul îl voi aplica cu această pensulă, pensulă în unghi. La fel a fost și cea de dinainte, dar nu conta acest detaliu. Acum încerc să creez niște umbre pe față. Aplic în zona pomeților, mai exact sub pomeți. Nu vreau un efect dramatic, așa că mă voi opri aici. Vreau doar puțină culoare pe față. Voi mai aplica de asemenea și aici pe frunte, unde încep firele de păr. Și un pic aici și în jos pe gât. Dar foarte, foarte puțin cu ce mai rămâne pe pensulă. Mai departe voi aplica blush. Să mai difuzez puțin blush-ul, voi folosi pensula de pudră. Acum vom trece la iluminator. Voi lua o pensulă din aceasta Evantai și voi spreia un pic de spray de fixare pe ea. Să se ia un pic mai bine iluminatorul. La iluminator voi folosi din această paletă Glow Key de la Anastasia, nuanța Marshmallow de aici. Voi pune iluminator pe vârful cel mai înalt al pometelui și în zona aceasta, unde sunt punctele cele mai înalte ale feței. Este foarte intens și frumos acest iluminator. Iar acum voi adăuga același iluminator și deasupra buzei superioare și pe arcadă de desubtul sprâncenelor. Și un pic pe vârful nasului. Bun, acum că ne-am iluminat, voi trece la pasul următor și anume sprâncenele. Pentru sprâncene voi folosi un mic creionaj de la Essence, este nuanța blond și voi începe să le conturez un pic, nu vreau nimic dramatic, le voi face exact după forma sprâncenelor mele. Pentru acest pas va trebui să mă apropii un pic de oglindă pentru că nu prea văd să-mi fac așa firicele mici. Voi difuza această culoare cu o pensulă, mai degrabă o periuță pentru sprâncene, aceasta. Voi pieptăna în sus. Câteodată fac acest pas cu pieptănatul și înainte de a-mi aplica orice fard sau creion pe sprânceană. Voi fixa sprâncenele cu acest gel de la Golden Rose, se numește Brow Color. Iar nuanța mea este una destul de deschisă, cred că blond, și voi începe să le pieptăn în sus. Iar acum, în mod normal, dacă eram pe fugă, aplicam doar rimel și bruș sau ceva pentru buze. Dar de dragul videoclipului am zis să aplic și niște fard pe pleoape. Voi lua o pensulă de blending stufoasă și voi adăuga mai întâi pe toată pleoapa acest fard deschis de aici, iar apoi în pliu voi continua cu acesta, iar apoi acesta. Vreau să creez o anumită adâncime în pliu, nimic complicat. Voi aplica acest portocaliu și pe pleoapa de jos.
Iar acum voi încerca să unesc cumva ploapa de jos cu ploapa de sus. Acum aș mai vrea să adaug niște sclipici pe centrul ploapei, să văd la care mă hotărăsc. Voi folosi un fard sidefat cu puțin sclipici de aici. Cred că voi face totuși o combinație între acesta și acesta, dar mai înainte voi umezi această pensulă curată din păr natural pentru a crea o intensitate mai mare. Voi mai pune încă un farsi de fat în colțul interior al ochiului și cam ăsta va fi machiajul ochilor. Voi trece la gene. Mai întâi le voi ondula cu acest cleștișor. Voi folosi acest mini de la Sephora. Acum voi aplica un al doilea strat de rimel, dar îl voi folosi pe acesta de la Oriflame, Tremendous Volume Mascara, și îl voi aplica și pe acesta într-un singur strat, atât pe genele superioare cât și pe cele inferioare. Gata, iar acum trecem la ultimul pas și anume buzele. Să mă gândesc ce voi aplica pe buze. Eu apelez de fiecare dată când nu știu ce să folosesc pe buze la acest ruj, Liquid Matte Lipstick de la Golden Rose. Este o nuanță foarte, foarte drăguță, nuanța 13, și consider că mă prinde destul de bine. Îl vom aplica pe acesta, iar mai apoi voi vrea să pun și un luciu. Luciul de buze pe care îl voi aplica este acesta de la Essence, din gama Shine Shine Shine. Scrie pe el Wet Look Lip Gloss. Voi aplica cu precădere pe centrul buzelor. Iar la sfârșitul machiajului voi aplica un pic de spray de fixare pe toată fața. Bun, și cam acesta este machiajul care a ieșit. O să vă fac eu niște cadre de close-up un pic mai încolo. Sper că v-a plăcut rutina mea de machiaj și dacă ați găsit-o interesantă, nu uitați să-mi spuneți părerea voastră printr-un comentariu, să vă abonați dacă deja nu ați făcut-o și de asemenea un like m-ar ajuta foarte mult. Spuneți-mi dacă doriți să mai vedeți videoclipuri de genul acesta care includ machiaj, beauty și alte lucruri de genul ăsta. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare! V-am pupat! Pa, pa!